tău este pat. Înseamnă că M e și mijlocul. Deci rezultă că M, mijlocul lui CD. Deci ne-am plecat că M l-a socotit mijlocul cui? Al lui O, E. Și ne-a ieșit în calcul că M e și mijlocul CD. Dar o același mijloc. Terminat problema. Și faceți punctul B. Acest punctul B. B e... Ia să vedem. Acest supra B. Deci 4. Deci 4 supra. B. Punctul B. 4 supra. 4 supra. 2 cu 4 pe 12. Da. 4 pe 12. Ce plus? 10. 2. 2 supra. 4. 4. Da. Plus? 2 supra. 2. Da, 2. Supra. De 8. 8, da. Ia, mai mare egal. Să vedem dacă are de rămas. B, E. Mare egal. B, E, U, vedeți că-ți face. B, E, U. B, F. B, F, B, F, da. B, F. Păi vine 2 cu 12 cu 10, 24. 22. Din A, corect. Ai avut dreptate. Deci ea e F, nu o F. Da, ea e F cu 24. 24. Și putem să simplificăm. Facem fracții de ireductibile și vine cât aici? 1 pe 3. Da. Plus 1 pe 2. Da. Plus 1 pe 4. Da. Mai mic. Mai mare egal. Mai mare egal. Ca 11. Pe... Pe 12. Pe 12. Să vedem. Să demonstrăm. Acum trebuie să alângem la același numitor. A, 12. 12. Amplificăm cu 4, 6, 3. 6 și 3. Și acum vine 4 plus 6. 4 plus 6 plus 3. Totul supra 16. 2 fac 12. Mai mare egal cu 11. Supra 12. Și da, este mai mare, este adevărat. Bine, 13 pe 12, mai mare. Ne-am înțeles numitor. Da. Deci rămâne că 13 mai mare egal decât ce? Decât 12. E mai mare fix. Decât 11. Da? Nici măcar nu e egal. Nici măcar nu e egal. Concluzia este că punctul B este și el un punct. Este un punct adevărat. Da. Cred că și așa s-a fost un subiect la întrebarea da, ce-a vrut autorul să facă aici? Da, da, să știm să... Și eu cred că urmărește foarte mult și redactarea, da, da, pentru că ai văzut că te-a amețit. A, B, B, E. C-ul e mijlocul locutare, C-ul e locutare, da? Deci așa e simplu. Deci, ai scris repede, dar doamna nu o să vrea așa, doar... Nu aș vrea să linia asta așa. Mă interesează, redactarea, sigur da? Sigur că da. După deci ce... este mijloc, rezultă, cutare egal cu cutare. Vezi cum am făcut aici. Da. Am pierdut un pic de timp, dar am înțeles da. Exact ce da. Trebuie făcut. De asemenea, am vrut să vadă și operații cu fracții, da. Deci aflarea segmentului respectiv, mijlocul ce înseamnă, am aflat toată, tot segmentul ăla, am găsit mijlocul împărțit la 2, da. De acolo ne-am avem zis... Avem un sfert, vreau să facem repede una și gata. Da. Asta poate e un pic mai complicat de spune. Aia a dormit. Până în 6, nu? Mai este exact. Până și jumate facem, nu? Așa, jumate, asta vreau să spun. E 10 minute, mamă, când și 24. Te mobilizezi că facem și așa să spun. Fie A, O, B, B, O, C, C, O, D și D, O, A, patru unghi în jurul unui punct astfel încât. A, O, B, B, O, C, B, O, C, C, O, D, C, O, D, și D, O, A, și D, O, A, patru unghiuri în jurul unui punct astfel încât. Ai scris? Da. Măsura unghiului A, O, B,
este egală cu x plus 10 grade. Asta vreau a, a, o, b, b, egală cu x plus 10 grade. Măsura lui BOC, 2x plus 30 de grade. 2x plus 30 de grade. Măsura lui COD, 3x plus 40 de grade. Și măsura lui DOA egală cu 3x minus 10 grade. Determinați x și măsura fiecărui unghi. Ia să vedem dacă am scris bine. Ia. Deci fie AOB. AOB, da, am scris. Am scris eu prost aici. AOB. AOB, BOC, COD și DOA, da. 4 unghiuri în jurul unui punct, astfel încât măsura lui AOB x plus 10 grade, măsura lui BOC 2x plus 30 de grade, măsura lui COD 3x plus 40 de grade și măsura lui DOA 3x minus 10 grade. Determinați pe x și măsura fiecărui unghi. Nici nu trebuie să facem filmul. Da. Se închide cercul, nu? Practic. Da, e de 360 de grade, adică x plus 10, 2, no, x plus 10. Trebuie să scriu toate deci în loc și să spun că s-a mai făcut așa ceva la o temă. Da, da. AOB plus măsura lui BOC. Scrim așa. Da. Da. Demonstrație, da? Plus măsura lui COD, că toate sunt abia cercuri. Da. Plus măsura lui DOA egal cu 360 de grade. Și acum, echivalent, de desubt scriem exact x plus 10 grade. Dar putem spune, într-un fel, am putea spune în direct x. Cât x? Ar fi acolo 10 minus 10. Dacă vedeți. A, da, okay. Dar scriem asta. A, okay. Plus 10 plus 2x plus 30 plus 3x plus 40 plus 40 plus 3x minus 3x 10 grade. Minus 10 grade. La x grade trebuie să spunem aici. X-ul ăsta cu grade este. Da. 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 Așa este, sigur. Egal cu 10 cu 10, da, da, da. Corect. 10 cu 10 se reduc. Și avem acum... Câți de x? Păi să avem 6 cu 3... 9x. 9x. X grade, grade. Plus câte grade plus, îți plus 30 cu 40, 70. 70. Mai ai. Eu aici am pus 10 de două ori, vezi? Da, păi asta am vrut să vă spun, nu știu. Așa. Vă apăream cu ceva. Băi, ți-am spus 300 cu mine, mai. Bravo. Deci 300 cu mine de două. Eu spuneam cu domn profesor că n-am scris. Așa. Deci, plus 70, nu? 70. Deci 30 cu 40, 70, 360. Da. Vine 290. Împărțim la... X egal cu? 9x 290. Egal cu 290. Împărțim dintr-o 9. Da, x egal cu? X egal cu... Păi 29 de 3. 3 ori 9, 27. De 3 ori. 3 ori. Acum rămâne cât? 2, 20 împărțit la 9. A, nu, dar cută și cu mine. Păi, da, nu dă, stai, pe de-aia trebuie să-i faci drama. Păi, până aici a fost simplu. Hai să vedem. Deci merge că 20 la 9 de... De 3 ori. 20 la 9 de 2 ori. De 9, 18. A, 20 am... Nu a rămas 20? Da, nu de 2 ori, de 2 ori. Da? 32 de grade. Da. Și când ne rămâne? Doar. 2 grade. Dar 32. Deci 2 grade înseamnă... Nu, 60 ori 2 grade. Da. 120 de... 120 de minute. Da. Împărțim la 9. Da. Și într-o dată... Deci 120 ori... O dată. O dată. 30. Da. 9 în 30. Iar intră de 2 ori. 3 ori 9, 27. Nu, intră de 3 ori. Da. 3. 13 minute, iar. Da. Și nu mai rămân. Cât era? 3 ori 9, parcă 30 era.
30 minus 27 rămân acum 3, 3 ori 60, 90. 3 ori 60? 3 ori 60, 3 ori 6, 180, 180. Împărțit la 9, vine 90, 180 împărțit la 9, 20. 20 și 20 de secunde. Mamă, dar ce mai nașpa? Împărțirea, nu? Nu? Da, de ce ți-a părut urât? Nu știu, nu. Păi, dar tu mai... Disconfortul ăla trece așa... Nu, decât la comodă, e la îndemâna ta, adică știi ce, că rămas... Ai făcut-o de ei. Nu, refuz să faci transformările acelea care da. Sunt. Da, păi ești atent. Păi am rămas restul ăsta, 6 minute. Da, păi asta nu e ușor să fac așa, știu să fac așa, face împărțirea ce se face, dar orice împărțire presupune efectuat algoritmul acela. Asta trebuia să aflăm, nu? Trebuie să aflăm pe X. După ce am aflat pe X, aflăm toate unghiurile, că înlocuim aici. Da. De ce X va fi egal cu? A, O, B. 32 de grade, 13 minute și 20 de secunde. Pune direct 42 de... 42. Bun. 42 de grade. Aici pun... 13 minute și 20 de secunde. Măsura lui B, O, C. Ah, poți să mă duc și toate cealaltă, să scriu direct. Da. Acum de două ori X-ul. Păi aici de două ori... O, nu, nu! Hai, hai, gata, să facem ce ți faci. Deci ăsta chiar nu vrea rău. Deci 2x egal cu... Egal cu vine 84 de minute. Deci 32 ori... 64. 64 de grade. 26. Stați. Vine 32, așa, vine 64. 64 de grade, 26 de minute și 40 de secunde. La care adăugăm un 40. Un 40 și da. Vine 102. 102 grade, 104 grade. Dar de ce 40? Nu sunteți la 2 cu 30? A, cu 30 unde? Bine că ajutăm aici. 30 de grade și face 94 de grade. 24 de grade, 26 de minute și 40 de secunde. Deci face și acum o să ne fac 24 de grade, 26 de minute, 40 de secunde. Acum o să fie 3x. 3x. Deci 3x. 96. 96 de grade plus 20 cu 3 30 nu, 40 de minute 13 aș fi văzut aici de 2 ori, 3 ori de 20 fac 60 și apunct aici un minut secundele, da? Deci 40 de minute perfect plus 40 de grade plus 40 egal cu 6, 4 cu 9 vine 3, 136 de grade și 4 de minute. 136 de grade. Și la următorul o să fie 86 de grade și 40 de minute. Și 40 de minute. Da. Și acolo cât? O să fie 86 de grade, cât scădem de 10. 86 de grade și 40 de minute. Acum trebuie să vezi dacă unghiurile astea adunate fac un sigur. Să fii sărătoasă, le-am ajunge. Da. Haideți să recunoaștem că astăzi, din nou, am făcut o lecție frumoasă, am pornit noi mai greu, ți-a venit zâmbetul da, în față. Da, spre final. Sângele așa și bucuria. Mai stăm o oră, domn profesor, da, ce ziceți? Da, bine. Începe să intre. Și vineri seară, da. Începe să intre în aghiașice. Vezi, la început, așa, parcă ți era un pic... Greu. Ți era somn, ți era un șub oseală și pe seara. Dar pentru că ne-ai început să simți plăcerea de a rezolva și să intri în probleme, așa, vezi, zice, da, ce frumos este, ce frumos. Îți dai seama că au fost și chestii foarte frumoase. Uneori am dedicat ștacheta foarte sus față de cerințe probleme, cu restul împărțirea acolo, cu chestiile, cele grupaje la 31, la, da? Deci e superbă, superbă treabă. Așa, da, cu cât lucrăm mai mult
Și cu cât descoperim lucruri interesante, ne punem noi chiar probleme, putem formula probleme, începem să simțim că matematica e frumoasă, frumoasă și merită. Așa ce să-i spunem prietenii noștri, să nu ratezi lecția asta. Să ne urmărească, să vă abonați la Profo Online. Sunt vreo 3.000 și ceva de abonați. 32.000, pardon. 32.000. La cât mai mulți abonați și nici nu știu ce de mare ajutor le suntem noi prin lecția asta. Sunt extraordinare. La revedere!